Salut, eu sunt Avi, iar acesta este review-ul Startup.ro pentru unul dintre cele mai frumoase smartphone-uri mid-range premium lansate în acest sezon. Este vorba despre Motorola Moto One Zoom. Motorola are deja o gamă foarte largă de smartphone-uri mid-range. Are gama Moto G pentru cei care vor telefoane sobre, reliable și accesibile și gama Moto One pentru cei cu spirit de aventură, interesați de inovație și de cele mai noi funcții. Anul acesta am văzut Moto One Vision, Moto One Action, Moto One Zoom și Moto One Macro. Moto One Zoom este vedeta acestui clip, dar vom vorbi și despre Moto One Macro cu altă ocazie. Hai să vedem mai întâi cum arată și să vorbim despre design. Motorola One Zoom arată a premium cap-coadă. E un telefon mid-range premium care ți ia ochii imediat și care se detașează rapid față de restul smartphone-urilor din gama sa de preț. În față, ecranul ocupă mare parte din suprafață, marginile fiind subțiri și echilibrate. Display-ul are un notch mic pentru cameră și difuzorul pentru apeluri e făcut chiar în muchia superioară, bine ascuns. Senzorul de amprente nu ocupă spațiu nicăieri, pentru că e în ecran, dar vom vorbi despre el un pic mai târziu. Spatele e superb. E făcut dintr-o sticlă specială, tratată în așa fel încât să imite un metal polizat. E mat, texturat și atrage mai puține amprente decât alte smartphone-uri mai lucioase. Camera quadruplă este poziționată într-un dreptunghi lucios, ușor ieșit în afară, în care se află și logo-ul Motorola, logo care se iluminează. Asta atrage imediat atenția asupra telefonului. În general, smartphone-ul are dimensiuni bune, se simte foarte bine în mână și e greu să-ți dai seama că nu e un telefon de 1000 de euro. Nu e rezistent la apă, dar e rezistent la praf și la stropire și are mufă jack, încă o bilă albă. Dar suficient despre design, să vorbim despre display-ul de pe Moto One Zoom. Moto One Zoom este primul smartphone din gama One a Motorola cu un ecran de tip AMOLED. Ecranul e mare, de 6,4 inch și are o rezoluție Full HD+. Calitatea imaginii este bună spre foarte bună, având luminozitate ridicată, contrast perfect și culori foarte saturate. E un display care îți captează privirea și pe care te poți uita la clipuri video pe care te poți juca. Sub sticlă ascunde totuși un secret, un senzor de amprente. E un senzor care funcționează bine și o nouă premieră pentru gama One a Motorola, deci un nou plus. Hai să vedem ce se ascunde și sub ecran, să vorbim deci despre specificații și despre autonomie. Moto One Zoom e construit în jurul unui procesor Snapdragon 675 și a 4 GB memorie RAM. Ce oferă această configurație? O experiență foarte plăcută de utilizare, fără sughițuri, pentru cei care nu au pretențiile unui telefon din topul listelor de benchmark. Moto One Zoom nu agață în folosirea obișnuită, se comportă foarte bine în jocuri și, dacă ești un utilizator casual, nu-ți vei da seama că nu folosește componentele unui vârf de gamă. Autonomia este un alt punct forte, bateria de 4000 de mAh rezistând mai bine de o zi în caz de folosire moderată spre intensă și se încarcă complet în mai puțin de o oră și jumătate, mulțumită încărcătorului de 15W inclus în cutie. Spațiul de stocare este mare, de 128 GB și îl poți extinde oricând printr-un card microSD. Un minus ar fi faptul că Moto One Zoom a venit cu Android 9 preinstalat, nu cu Android 10, dar cu siguranță va primi un update. Și acum să aflăm de ce se numește Moto One Zoom și să vorbim despre camerele foto. Moto One Zoom e primul smartphone Moto cu o cameră foto quadruplă. Are un senzor principal de 48 de megapixeli cu f/1.7, un telefoto de 8 megapixeli cu f/2.4, unul ultra-wide de 16 megapixeli cu f/2.2 și un senzor de profunzime de 5 megapixeli. Camera principală și cea telefoto, care oferă zoom optic 3X, au stabilizarea optică a imaginii, un mare plus. Fotografiile realizate cu camera de 48 de megapixeli arată bine în aproape orice situație, iar Moto One Zoom are și un mod nocturn care captează lumina chiar și atunci când ea lipsește, pentru rezultate bune spre foarte bune, un lucru pe care nu prea îl întâlnești pe telefoanele din acest segment de preț. Camera de zoom nu se descurcă excelent noaptea, dar ziua oferă rezultate bune și o poți folosi și la filmare, fiind stabilizată optic. Camera ultra-wide îți oferă o perspectivă mai largă, dar distorsionează destul de mult pe margini, lucru care poate să-ți placă sau nu. Poți face fotografii de tip portret, poți filma stabilizat la rezoluție 4K și 30 de cadre pe secundă, Moto One Zoom îți oferă tot ce ți-ai dori de la un flagship la o calitate relativ apropiată. Camera de selfie este și ea mai mult decât decentă, având un senzor de 25 de megapixeli care se folosește de tehnologia Quad Pixel
pentru a oferi rezultate bune și la lumină dificilă. Înainte de a trece în revistă punctele pro și punctele contra și de a ajunge la o concluzie, să vorbim despre preț. Motorola Moto One Zoom costă în acest moment 1999 de lei, iar prețul este posibil să scadă un pic în următoarea perioadă. Puncte pro: design frumos cu logo luminat, display AMOLED cu senzor de amprentă în ecran, calitate foto peste așteptări, baterie mare cu încărcare rapidă. Puncte contra: Android 9 în loc de Android 10, doar 4 GB memorie RAM, difuzor mono, nu stereo, care poate fi ușor acoperit. În concluzie, Moto One Zoom este smartphone-ul pe care să ți-l cumperi dacă vrei un mix echilibrat de specificații, performanțe foto și preț accesibil. E un telefon pentru pasionații de fotografie, pentru cei care vor un dispozitiv pe care să se poată baza, dar și pentru cei care vor un pic de eleganță. Pentru restul, există Xiaomi. Eu am fost Tavi, acesta a fost review-ul Startup.ro pentru Motorola Moto One Zoom. Până data viitoare, nu uitați, like, share și subscribe. O zi bună vă doresc!